Oprescu Marian din localitatea Vâlceana, Mărăști, nu se putea obișnui deloc cu liniștea unei familii. A plecat de mai multe ori de acasă, iar când a fost descoperit, a constatat că ai lui nu-l mai vor. A fost primul pas într-o lungă perioadă de plecări și de reveniri. Miercuri seara a fost descoperit fără suflare în apropiere de o ghenă de gunoi din Râmnicu Vâlcea, loc unde probabil se adăpostea peste noapte. Polițiștii au fost sesizați cu privire la existența unui cadavru în municipiul Râmnicu Vâlcea. Echipa operativă ajunsă la fața locului, din primele cercetări, a stabilit faptul că bărbatul nu prezenta urme de violență. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. Decesul bărbatului va fi stabilit în urma efectuării autopsiei. La rândul său, primarul localității Amărăști, Constantin Drăghici, recunoaște că Marian Oprescu avea probleme de adaptare și că obișnuia să plece de acasă. Ultima dată a fost nevoie de intervenția autorităților pentru a fi reprimit de familie. A fost o perioadă în comunitate, într-adevăr, dar cu mult timp înainte a dispărut, a fost plecat, nici familia nu știa de el. Acum vreo 2 ani a fost găsit pe stradă căzut, internat undeva în spital, la Râmnicu Vâlcea. A fost ținut o perioadă și mai apoi spitalul a luat legătura cu noi că trebuie să îl aducă la familie, cu toate că el era fugit de acasă, n-avea nici documente de stare civilă. Noi atunci am luat legătura cu familia, oarecum la început reticentă familia, dar după aceea a înțeles situația, l-a primit. Noi l-am ajutat și pe tatăl să-i facă buletinul. Am adus pe cei de la evidența informatizată acasă să-l fotografieze pentru buletin, pentru certificat, cartea de identitate, după care am făcut împreună cu familia demersuri să ajungă să fie persoană, să obțină un certificat pentru persoană cu handicap. Mai întâi a fost beneficiar de ajutor social pentru a putea face internările și mai apoi a devenit persoană cu handicap, dar după câtva timp el, obișnuit cu pribegia, a fugit din nou de acasă, familia iar n-a știut de el și iată a ajuns acum într-o situație critică și găsit, așa cum se știe, pe străzi mort. Avea probleme de sănătate, dar avea probleme și comportamentale. Din motivul ăsta nu prea avea stare să rămână în familie, tot timpul avea obiceiul să plece, să nu fie supus la anumite reguli, deci un comportament ciudat mai de mult, lucru care, chiar dacă a înaintat în vârstă, a reajuns în familie, nu s-a putut reintegra și a fugit din nou și a ajuns tot pe străzi. Bărbatul descoperit mort va fi dus și înmormântat în comuna natală de către familia sa.